O întrebare grea pentru orice muzician, dureroasă. Ce crezi că iubește lumea mai mult? Muzica lui Andrieș sau textele? Și mesajul, de ce nu? Probabil, dacă se gândesc la Alex, în primul rând își aduc aminte de texte. Cred că, în general, cam așa se întâmplă. Dar ar fi simplu să dau răspunsul ăsta, pentru că, în mod evident, oamenii se bucură foarte tare și se simt bine când ascultă muzica lui, indiferent de ce fel de piesă ascult acolo. Și ce a povestit mai devreme Betty despre băieții care cântau, le cântau fetelor din piesele lui Alexei, o poveste pe care am auzit-o deja de foarte multe ori și, mă rog, la vârsta la care am ajuns, inclusiv studenți de-ai noștri ne spun, dar eu am crescut pe muzica lui Andrieș pentru că părinții mei așa s-au cunoscut sau pentru că părinții mei asta ascultă în casă. Deci nu e vorba doar despre cuvinte. Și avem până la urmă câteva zeci de albume și nu câteva zeci de cărți. Și în al doilea rând, poate băieții aș cântau și în trei, nu neapărat numai la fete. Corect! Mă rog, și aș încheia cumva spunând că e imposibil să nu te gândești la cuvintele spuse pe muzică la Alex. E imposibil să despărțim cele două. Tocmai asta cred că e cel mai frumos lucru la Alex și nu știu dacă în România mai există cineva care poate să cânte niște texte sau să spună pe muzică atât de bine o poveste.